Vreau să vorbim un pic despre inițiativa asta a României, că România va putea interveni în afara teritoriului său național pentru a apăra românii aflați în pericol. Așa suna cel puțin felul în care a apărut în mass media. Și ziceți dumneavoastră că e făcut țintit pentru noi. Da? Eu cred. Chiar după ce a apărut unul dintre prietenii mei care lucrează în acest domeniu și care am avut multe discuții, băi, trebuie să facem asta, să ne pregătim, da. Asta, că acum nici măcar sărmă ghipate n-avem, nivelul apii pe prut a scăzut, în caz de ceva, Huliu. Și el mă sună și spune, ci că, dar eu nu știam, îmi trimite pe WhatsApp partea asta din... Screenshot, da. Și că nu, ci ești satisfăcut, în sensul că am... Okay. Dar nu el e autorul. E autorul. A, el e autorul. Da. Am înțeles. Ești satisfăcut, am implementat. Nu, nimic nu se întâmplă doar de floare de cuc, știți? Sunt oameni care își iau responsabilitatea, sunt oameni de stat și în România și în Republica Moldova, unele țări nu prea sunt, dar sunt oameni care au grijă de țară, indiferent de conjunctură, de alegeri și așa mai departe. Și asta este o frază care eu bănuiesc că este dedicată în primul rând Republicii Moldova. Apoi dacă e așa, mai apare o întrebare. România e țară membră NATO. Noi suntem neutri și acum și o să, pe rețele o să înceapă o vâlvă că... Și Franța e țară NATO și Macron a spus că o să vină la Odessa. Așa, da. Bună, există o formulă... Pe care e linia asta roșie? Și, sau ca să înțelegem cum asta s-ar putea întâmpla chiar și ipotetic în momentul ăsta. Toate liniile roșii, din punctul meu de vedere, s-au trecut. Aha. Le-au trecut în primul rând roșii, prin atacul acesta brutal și războista, care e un război care ne-a întors în perioada primului război mondial, exact. De tranșee, în care zilnic se măcelăresc mii de oameni for what, ca să iei o margine de sat sau altceva. Brutalitatea lui, intensitatea, aceste atacuri absolut barbare și teroriste asupra infrastructurii civile. Uitați-vă, astăzi au distrus cea mai mare centrală electrică din zona Kievului. Asta s-a trecut. Și occidentalii, dacă, vedeți, la început nu vreau să transmit armele tale, letale, pe urmă nu vreau avioane, pe urmă nu vreau tancuri. Totul s-a extins foarte mult. Și acum e greu să spui unde sunt aceste linii. Evident, și pot să vă confirm din experiența și discuțiile mele cu unii europeni, că ei în continuare sunt foarte preocupați de un eventual atac nuclear, pentru că asta ar fi argumentul, da? În special germanii. De ce? Și ei sunt foarte reticenți de a trimite acele rachete de rază lungă. Medie. Medie, să o spunem, că nu sunt atât de lung, 500 de kilometri. Da. Deci există și acest curent, da? În mare măsură el este influențat și de opinia publică națională. Dar sunt și lideri ca Macron care a spus că pe dânsul nu îl prea interesează. El trebuie să facă ceea ce el consideră corect pentru națiunea sa, da? Pentru Franța sau țările nordice. Da? Aici cred că deja paradigma care eu puteam să vă spun și spuneam la începutul războiului, că uite, Moldova se află cu fața la război și cu spatele la NATO, ei, spatele acesta este mult mai bine asigurat din simplu motiv că ceea ce s-a decis la prima ședință de la președinție de a mobiliza opinia internațională, opinia publică internațională. Președinția de la Chișinău? Da, președinția de la Chișinău. În dimineața invaziei. Da, da, s-a decis, păi, Nicu, la Chișinău trebuie să vină toți ministrii externe. Doamna Maia Sandu, la Chișinău trebuie să vină șefii de stat. Noi, la un moment dat, nu mai știam... Mi-amintesc asta, da. S-a început. Și asta s-a creat un scut. De flori de curc s-a trecut la Chișinău și același summit. Și așa. Deci s-a dat un mesaj foarte clar că Moldova nu este una la una cu problemele. Dar dacă noi
vom fi indeciși. Vom cocheta cu neutralitatea, cu rușii, cu opoziția coruptă și așa mai departe. Și Occidentul și României pot să spună, ok, voi ați ales asta, asta e alegerea voastră. Cum am spus-o eu, noi putem să-i aducem, să aducem întunericul și totalitarismul la Chișinău pe cale foarte democratică, prin alegeri. Da. Eu mi-am amintesc și de declarația președintelui Iohannis, care a spus că România, ceva de felul, nu va mai lăsa Republica Moldova singură în fața agresiunii ruse, după una din întâlnirile pe care le-a avut la București cu Maia Sandu, a făcut această declarație.